Tinerii care nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat pot să devină asistenți medicali sau chiar farmaciști. Liceala Ion Mincu acceptă să îi școlarizeze pe aceștia. Prima sesiune de admitere va avea loc începând cu 6 iulie, având posibilitatea să se înscrie și la alte persoane care au promovat bacul sau cei care au absolvit o facultate și doresc o a doua calificare. Statul oferă zeci de locuri bugetate în cadrul post-liceale Ion Mincu, iar dacă numărul solicitărilor va fi mai mare, se va realiza și o clasă cu taxă. Însă acest lucru se va decide după admitere. Avem 30 de locuri la asistent medical de farmacie, la clasa bugetată. Avem de asemenea o clasă cu 30 de locuri la tehnician aparatură biomedicală. 30 de locuri la specializarea tehnician în devize și măsurători în construcții și 90 de locuri la asistenți medical generaliști. Cei care nu se pot înscrie în prima sesiune, care debutează în luna iulie, mai au o șansă în perioada 17-21 august. Prima sesiune, scrierile se fac în perioada 6-10 iulie. În perioada 13-15 iulie are loc verificarea dosarelor și calcularea mediilor de admitere. Pe 16 iulie vor fi afișate rezultatele, tot pe 16 iulie se pot depune contestații, iar pe 17 iulie vor fi soluționate contestațiile și afișate rezultatele finale. Admiterea se va realiza în baza mediei celor 4 ani de liceu, dar și mediei de la biologie, în cazul asistenților generaliști, și cea de la chimie, în cazul farmaciștilor.